Voucherele de vacanță vor fi acordate și în anul 2023 pentru angajații care lucrează la instituțiile de stat. Tichetele au valoarea totală de 1450 de lei, a anunțat Ministerul Finanțelor. Tichetul valoric poate acoperi mai multe tipuri de plăți pentru concediu. Pachetul însă obligatoriu trebuie să includă cazare, apoi transport, mâncare, agrement, tratament balnear. Totodată, trebuie să știți că voucherele au o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii și nu sunt transmisibile. Pot fi folosite doar de către titular pe baza actului de identitate. Vânzarea voucherelor este total interzisă, iar amenda pentru comercializarea lor este de 26.600 de lei. Orice unitate de cazare sau agenție de turism care acceptă tichete emise pentru o altă persoană va fi amendată cu 13.300 de lei. Odată ce voucherele de la angajator sunt primite, beneficiarul alege agenția, hotelul, pensiunea sau unitatea de cazare unde dorește să meargă în vacanță. Apoi verifică dacă unitatea aleasă este pe lista partenerilor emitentului voucherelor de vacanță pe care le-a primit. Beneficiarul merge apoi la hotel, la pensiune sau la agenție și plătește cu cardul. Sumele reprezentând voucherele de vacanță sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului, prevede ordinul. Asta înseamnă că cei 10% impozit, adică 145 de lei, vor fi reținuți de angajator în luna în care aceste vouchere vor fi date.